Nu dați bani pe prostii, luați-l pe la eu nu voi. Schimb combo play cu 1310. Ieșiți din casă, vă pune la. Bă, dar nu trebuia. Ce? Nu mă filma acum, stai, ce? Bă, lasă-mă. Nu trebuia să de asta. N-ai folosit ea critici, nu? Nu, mai acasă. Gata. Toată se amânează pe... Se amână pe... Ia mă știu. Se amână, mă, că n-avem de ea critici. Mă, ce bani! Uite, arătați-mi și mie foile. Care e a ta, mă? Stai, mă, să n-alegem mai. Stai-ți așa, domnule, luați mai multe. Hai, mă, lasă așa, gata. Bă, numai atâtea sunt. Cine e Naumovici? Asta, asta ce mă? Asta e Mickey. Cine e Naumovici? Exact, asta. Cine e Naumovici? Zi mai tare, cine e Naumovici? Și eu ce fac? Vii cu noi. Tu urmărește. Frate, o să tremure. Deci, ăsta e ăla cu neamul, patria și nu știu ce. Eu sunt cu bani, tu cu ce ești? Cu tot bani. Ha? Adică am ajuns să plătim până și știu numele. Dă-te știu mai înăuntru. Ca munca după. Hai că avem 23 de minute. Sunetul s-aude ca lumea? Așa. Ia și sunetul. Băi, eu vin întâmplător și eu stau în Timpero TV, eu n-am nimic cu voi, dar eu vreau să apă salariul Andreiesca. A, nu, atunci facem altfel, stați voi doi și eu mă uit la voi și vă întreb ce se întâmplă așa, că nu știți ce, că s-a închis Viplay-ul. Bă, bă, zice, ce? Adică nu mai una, hai mă, met your mother sau o treabă de asta, să mă gândeam. Și tu te-ai da, 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 dă și mie una. Bă, la dați-mă, domnule, la dă-mi care o mie, dar să dau unii. Și începem cu fiane, și începem noi cu niște huo, huo. Hai, nu mai sutură la acolo, nu mă încași. Du-te și plimbă-te. De unde, cum, de unde veniți? Filmează de aici, de eventual că vă filmez de început. Nu, 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 nu pe ei. Deci noi, el vine în scena 1. Da, eu filmez acum, nu am dat stop. Nu închideți Viplay. Dați-ne Viplay. Ieșiți din casă, Viplay ne lasă. Viplay, Viplay, Viplay. Nu dați banii la prostii, luați Viplay-ul la copii. Ce, domne? Facem un închide așa, mă, Viplay-ul. Ne auzi, mă? Frate, tu unde te uiți la seriale? Cine închide, domne, Viplay-ul? O să ajungi TV-ul. Păi eu TV-ul, domne. Da, mă, tu unde te uiți la seriale? Domne, închide așa, mă. Domne, nu suport, băia, păi, dar să-și... Păi cine? Păi, nu, bă, de nu, domne. Am putut-i gură. Păi, mă, Andreiesca. Nu vrea să jur. Păi, ce salariu are ea, domne? Câte, domne, Viplay-ul? Poftim? Viplay-ul e gratis? Nu e gratis, dar ce contează? De ce îl închid? Oricum e mai ieftin decât voi ăla lor. Ia, domne, ai venit cu hârtii de acasă? Am și un hârtii, domnule, de tot timpul cu ele după mine. Arată-le, mă. Arată-mă la cameră să vadă lumea, domne, închid vă play-ul ăștia, nu-i normal. Ce asta, domnule? Ce scrie acolo? Stați așa, domnule. Jos Naumovici. Cine-i Naumovici ăsta? Mă, cine-i Naumovici? Nu? A, ăla cu lasă. Da. Scrie scenarii pentru pe YouTube. Ăla mă, pe ăla jucat în Batman. Și Batman trebuie să fie gratis, doamnă. Da, pe Viplay, frate. Pe Viplay le vezi pe toate, moca. Eu nu știu de ce închid, mă. Nu știu. Deci, băi, Viplay! Am ajuns să stăm să ajungem înapoi să ne uităm la filme pe torente, domnule, pe torente să schimbăm CD-urile între noi. Nu mai putem să vedem și noi un film așa la calitate schimb filmat din cine. Bă, apar toate serialele, frate, și mâine mă duc la birou și n-am la ce să mă uit, bă. Da, Suleiman magnific. Vorba unuia, am ajuns să muncesc la muncă că au închis ăștia Viplay-ul. Nu se poate, dar e imposibil. Adică soacră mea acum, în loc să stai acasă, dracu, la calculator, se uită la telenovele, acum a început să facă de mâncare și ce mâncare proastă face! Dom'le, filmează, dom'le, românii nemulțumiți că au închis ăștia site-ul. Uite cum s-au toți aici! Păi uite, site-ul. S-au adunat în fața TNB-ului, acolo! Adică... Sunt trei căcați. Îți spun și aia. Viplay! Inadmisibil, domnule. Cum mai să închidem? Nu, da. Eu vreau să mă uit la Viplay, frate. Pe bune. Poftim? Nu glumesc, domnule. Pe bune, frate, am închis Viplay-ul, n-ai auzit? Nu și tu. Vor să închid, să închid ăștia Viplay-ul. Hai cu Viplay? Hai. Tu unde te uiți la? Tu unde te uiți la seriale? Stai pe torenți așa ca fraierii? Da. Nu. Nu, pe Viplay. Ăștia vor să ne pună să plătim, domnule. Iarăși? Iarăși, da. Nu? Ați zis, frate, înapoi. Păi, dar de ce am venit de aici? Suntem aici? Ce drag? Nu numai noi, mă, să ieșim mai mult decât 2-3 așa. Nu, mă, lasă. Păi ușor ne strângem, mă, dacă ne văd aici mai mulți, poate se strânge lumea, frate, că toată lumea se uită la Viplay. Uite, noi acum avem un marș, dacă vreți să ne însoțiți. Ce marș? Unde? Despre ce e? Nu contează, venim, noi protestăm pentru Viplay, frate, nu contează. Ce marș? Unde? Să bage până la parcul Cara. Marș. Da, nu mai departe. De ce, mă? Mergem, mă! Acum nu veniți mâine aici la ora 4:30, 5 când puteți și vom fi și oameni. Mă, putem, frate, că au închis Viplay-ul numai aici. Da, ce s-o ocupi? De când am închis Viplay-ul am atâta timp liber că pot să vin la orice marșuri vreau eu. Bine,
toată lumea. Exact. Am putea, da. Păcat că mie mi l-a închis că am postat ultima bătaie care am fost aici în piață. Lasă-mă că nu unile, noi la avem. Dacă îl puneai pe vuplei, ce bătaie? S-a fost o bătaie la Victoria. Dar ce protest? Nu sau când? La protestul fermierilor. Serios, ce a zis și mare? Deci, adică simplu, cu oamenii au vrut. Așa ar trebui, frate, că da, oamenii au vrut să ducă să pună o plancardă în fața guvernului și nu le-a dat voie. Și atunci oamenii au rugat. Democrație în țara asta. Și jandarmii au intrat în ei. Da, mă, deci strămoșii noștri, frate, au luptat la revoluție să avem noi drepturi, să putem să ne uităm la seriale, să avem drepturi.